ceea ce lipsește. Și referitor la Bluier, am câteva sfaturi pentru cei care negociază. În primul rând, ar trebui să le ia banii dinainte. Bluier e o companie cunoscută la nivel național pentru foarte multe țepe financiare și la Iași și la Bacău, unde Bluier are bază operațională. La Iași e foarte simplu, dacă dăm o căutare pe Google, vom vedea litigii financiare în valoare de milioane de lei, pentru că această companie nu prea plătește ceea ce primește ca și servicii aeroportuare. În al doilea rând, dacă dăm la fel o căutare mai din trecut ce drept pe Google, vedem că la Bacău a dat o țeapă uriașă Blue Air în urmă cu mai mulți ani. Undeva, dacă nu greșesc, perioada 2011-2012, atunci când Blue Air-ul luase în concesiune aeroportul Băcăuan și dorea modernizarea lui pe bani privați și operarea clar unilaterală a acelui aeroport. Și de asta vreau să le zic foarte deschis celor care sunt astăzi în discuții cu Blue Air. Ar fi bine să le ia banii dinainte sau să aibă un contract extrem de bine făcut, cu condiții și clauze cât se poate de clare, așa încât să nu ne trezim că pentru o lună jumătate cât va opera Blue Air-ul, dacă va opera la Suceava, vor rămâne și cu datorii. Ceea ce vreau să spun într-o notă mai aparte, poate chiar destul de ciudat. Dacă aș fi decident, n-aș lua Blue Air-ul la Suceava. Din august până septembrie, pentru o lună și jumătate, eu aș juca-o altfel. Și aș juca-o într-o manieră foarte orientată către piață. N-aș putea spune că e pragmatică, dar e o manieră pe care, din păcate, cei din Iași și cei din Bacău au făcut-o asupra noastră. Și n-aș contracta Blue Air-ul la Suceava, i-aș lăsa să-și caute variante, i-aș lăsa să-și zboare destinațiile de unde pot ei, pentru că sunt convins că Iași nu-i primește și atunci cred că Suceava ar trebui să profite de această oportunitate și să fie foarte agresivă pe aducerea unei noi companii la Suceava sau pe crearea acelei baze aeroportoare pentru Wizz Air pe Suceava. E o situație nefericită pentru cei de la Bacău, vor sta închiși aproape 2 luni și atunci asta e viața, într-o piață extrem de concurențială. Trebuie să ai atitudine, trebuie să iei inițiativă și trebuie, în mod evident, să profiți de acea conjunctură, care eu cred că e foarte favorabilă. Și, sigur, în măsura în care domnul Flutur va și reuși să termine terminalul 2, acea clădire de lângă terminalul 1, pe care, cu tot regretul, vreau să vă spun din nou, e păcat că n-a făcut-o până acum, în condițiile în care în 2016 îi lăsasem la cheie, prin hotărâre de Consiliul Județean, prin toată procedura administrativă rezolvată, îi lăsasem la cheie proiectul pentru terminalul de atunci. Era vorba de acea clădire, acel corp de clădiri din Centrul Economic Bucovina-Suceava, pe care domnul Flutur n-a mai luat un calcul și iată că suntem după 4 ani în situația în care nu avem încă terminal. În egală măsură vreau să-i spun domnului Flutur că ar trebui, pe modelul pe care îl practic acum, chemând la ordine diversi cetățeni din statul român, de ce nu cheamă la ordine sau de ce nu pleacă de îndată la București, la discuții cu cei de la Romața, care nici până acum, de 4 ani de zile, nu s-au preocupat să monteze pe turnul de control din Suceava echipamentele necesare, așa încât turnul de control și aeroportul să funcționeze în condiții mai bune, în situații meteo mai rele. Adică atunci când e ceață, când e ploaie, când, mă rog, condițiile de afară sunt dificile. Sunt 4 ani de când Romața nu a avut bunăvoința să investească la Suceava. Nu e o sumă foarte mare, tocmai aici e și întrebarea. Iar de atunci, sigur că s-au perimat mai mulți prim-miniștri, mai mulți miniștri, dar domnul Flutur a avut 2 ocazii uriașe pe care, din păcate, nu le-a jucat. L-a avut pe Cioloș premier, șefului de cabinet, în 2016. Era domnul Flutur președinte de Consiliu. Mă întreb de ce n-a reușit atunci. Și iată că și acum are oportunitatea să meargă direct la București, la Ministrul Transporturilor,
să-i cheme aici, să-i ducă la bal, într-o comună sau în altă parte, dar să-i convingă să investească acei bani, așa încât aeroportul Suceava să aibă un turn de control modern, echipat, mobilat, deci cu toate echipamentele aduse la Suceava. Am mai spus și repet, funcționăm la Suceava cu un sistem de radar de prin anii 60, e un Tesla monocolor, mic, mă rog, încă face el față cât de cât la traficul relativ mic la Suceava, dar în condițiile în care presupune că îți mai vine Bluerul sau în condițiile în care îți mai vine altă companie, eu cred că vor fi total depășiți și atunci riscurile cresc exponențial. Deci, concluzia mea și rugămintea mea este să încerce să profite de momentul ăsta negativ pentru Bacău, asta e viața, sunt în situația de a închide aeroportul, să negocieze cu companii serioase, companii care vin și au flotă, au echipament, au avioane, au personal, au destinații, au piață în România, au piață externă și au și condiții la un nivel de calitate și de siguranță al traficului mult superioare. Și în al doilea rând, să cheme de îndată pe cei de la Romața să monteze echipamentele, pentru că acolo chiar e chestiune de bunăvoință. E vorba de a pune câteva antene, e vorba de a aduce radarul, de a aduce partea de servere, partea de informatizare, softul necesar, așa încât la Suceava să putem spune că zburăm în condiții la nivel global, da? Adaptate la nivelul anului 2020. În al doilea rând, vreau să vă spun câteva lucruri despre calendarul politic parlamentar, în primul rând. Din păcate, avem o criză politică artificial indusă, adusă în fața noastră, o criză pe care a creat-o clar președintele României, Klaus Iohannis, cel care își dorește anticipate și atât. Și luni vom avea, după cum știți, o primă încercare de investire a cabinetului Orban II. Cabinet care are în componența sa fix aceiași miniștri care au avut și în cabinetul și care au picat testul audierilor într-o proporție covârșitoare. Mult mai mult de jumătate din miniștrii cabinetului n-au primit votul comisiilor din Parlament. Din câte înțeleg, văd PSD, UDMR, PMP, noi nu vom asigura cuvorum pentru că e un lucru foarte simplu. E și o adresare la Curtea Constituțională pentru a notifica un posibil conflict instituțional între puterile statului. E greu de înțeles de ce Ludovic Orban vine ca propunere de premier după ce a fost tocmai demis. E ca în fotbal, dacă vreți, un jucător care a primit cartonașul roșu pentru un fault dur, eliminat de arbitru, nu poți să-l bagi antrenorul din nou în teren că, vezi, Doamne, e foarte bine pregătit. Tocmai a fost sancționat, da, de către Parlament și cred că domnul Klaus Iohannis, chiar dacă se pricepe mai mult la tenis, ar trebui să se uite și la fotbal. Luni, întâmplător sau nu, e și Dragobete și vom vedea cu toții dacă între PSD și PNL mai e dragoste sau e mai mult sau mai puțină. Și vă spun că în acest moment par a fi doi îndrăgostiți, cei din PSD și PNL, mă refer la nivel generic, dacă vreți, din mai multe motive. Au așa o tentativă de a se purta reciproc, de a face întâlniri la ceas de seară prin locuri mai mult sau mai puțin cunoscute, de a încerca să găsească un calendar în comun, dar în egală măsură încrederea între ei, între PSD și PNL, este fix zero. De fapt, teama lor este că unul sau celălalt, în momentul în care jocul se va clarifica, va da țeapă instantaneu celuilalt. Și vreau să vă explic de ce. În acest moment, jocul politic îl coordonează PSD. Are avantajul că dacă nu vine la investirea guvernului Orban II, practic, nu vom avea în fața noastră o tragere, așa cum spune Constituția, nu vom avea o cădere a guvernului. Practic, nu se va număra în acea serie de două căderi ale guvernului în termen de 60 de zile, termen stipulat de Constituție pentru declanșarea anticipatelor și, evident, dizolvarea Parlamentului. Dar jocul acesta pe care l-au cei doi în Parlament e din ce în ce mai vizibil și teama, repet, de a-și da țeapă unii altora e uriașă.
Pentru că dacă PSD-ul se încăpățânează acum și nu mai face audier, nu mai face investirea, guvernul acesta va putea continua, bine mersi, în formula aceasta caducă, demisă, până la alegerile la temă, până noiembrie, și eu zic că n-ar fi neapărat un lucru rău, pentru că, în primul rând, sau mă rog, singurul lucru care nu pot să-l facă, nu pot să dea ordonanță de urgență. În red pot guverna, pot face autostrăzi, pot face tuneluri, pot face gaz metan, pot aduce elicoptere, pot face tot. N-au o problemă. Nu pot da ordonanțe noaptea să privatizeze sănătatea, să facă, știu, alte prostii. Deci, din această perspectivă, cred că ar fi mai bun decât un guvern cu toate puterile. În al doilea rând, de partea PNL-ului, dacă PSD-ul intră în acest joc și acceptă ideea de a face anticipate, pe deal-ul politic făcut clar pe cuplaj de alegeri locale și parlamentare la aceeași dată, la nivel național, pe ordonanța aflată acum în Parlament, dacă PSD face chestiunea asta, sunt absolut convins că în secunda 2 PNL-ul nu va mai respecta deal-ul. Adică va face probabil anticipate, că asta își doresc, dar nu cu plan. Adică la diferență de o săptămână, două săptămâni după alegeri locale. Și atunci teoria PSD-ului sau speranța lor că își vor mobiliza activul local, primarii, consilierii, într-o singură bătălie și locale și parlamentare, această teorie va fi demontată. Și vă spun deschis, după alegeri locale, dacă vor fi înainte de parlamentare, primarii PSD vor fi în Delta, da? Vor fi la mare, va fi deja 1 iulie, va fi frumos afară și campania electorală de alegeri anticipate, decuplate, ulterioare, va fi câștigată clar de PNL. De asta zic că în acest moment șansele unei rezolvări a situației în Parlament prin procedura de anticipate și prin dizolvarea Parlamentului sunt foarte mici. Dar rămâne de văzut și sigur că viața bate filmul. Însă e păcat că cei care guvernează acum, guvernează doar cu gândul la ei, doar cu gândul anticipate, n-au niciun interes legat de România. E păcat că și PSD în această situație forțează nota și probabil că vor deconta electoral pentru această blocare a Parlamentului, și PNL și PSD. Și nu ne rămâne nouă de făcut altceva decât să continuăm munca la nivel de localități. Vă spun că Pro-România se pregătește acum pentru alegeri locale. Nu avem încă data alegerilor, dar probabil undeva spre 14 martie vom ști acest lucru, dacă domnul Orban își ține cuvântul și va face turul de alegeri locale în 14 iunie. La Suceava vreau să vă spun câteva lucruri în plan politic. Întrucât noi, ați văzut și dumneavoastră, ne-am lansat candidatul pentru Consiliul Județean, candidatul pentru Primăria Municipiului Suceava. Avem în fiecare zi consolidări de echipe la nivel local. În al doilea rând, nevăzând existența unei alte soluții sau situații pe o altă parte și firul politic, chiar dacă am primit foarte multe, știu eu, invitații, informații, rugăminți din partea multor formațiuni politice, vă spun ferm, decizia Pro-România este de a candida singuri la Suceava, deci Pro-România și atât, cu candidați proprii în toate localitățile sucevene, cele 114. Dar, evident, așa cum am spus și în trecut, nimeni nu este, nu interzis, nu interzice nimănui să ne voteze candidații. De exemplu, la Suceava e liber orice sucevean să-l voteze pe Florin Sinescu la primăria Sucevei, egal că e din PSD, din PNL, din UDMR, din orice altă formațiune. Continuăm planul ăsta. Mă bucur foarte mult că echipa de municipiu prinde contur într-o manieră în care unii poate nu o anticipau, dar de care manieră eram convins că se va întâmpla exact așa. Nu ne crampăunăm de nimic. Venim deja, după cum ați văzut, și cu proiecte concrete, nu doar cu critică și cu lucruri negative la adresa celorlalți. Și vă spun că în planul nostru, v-am mai zis asta și vreau să repet, una din principalele ținte de comunicare și de bătălie politică va fi pe zona metropolitană, în maniera normală, cea corectă, cea adevărată, nu ce avem acum.
și am mai spus, știți, localități la foarte mare distanță, inclusiv Siminicea, Udești, Viteni sunt prinse în zona metropolitană. În acest moment, Pro-România, pe zona metropolitană, Suceava, Moara, Ipotești, Salcea, Adâncata, Pătrăuți, avem candidați de primari, mai puțin la Adâncata. A rămas singura localitate în care, în acest moment, Pro-România nu are candidat. Astăzi avem o discuție importantă acolo cu oameni pe care încercăm să-i capacităm, încercăm să le explicăm proiectul politic și încercăm să venim pe această formulă cu primarii din zona limitrofă, din zona metropolitană, lângă Florin Sinescu, cu care să conturăm strategia de dezvoltare metropolitană adevărată, corectă, la care să existe avantaje și pentru cei care sunt acolo și pentru cei care trăiesc în Suceava, inclusiv Șcheia, care știți foarte bine, în acest moment nu face parte din zona metropolitană. Și am vrut să accentuez acest lucru. Va fi o muncă foarte serioasă. Deja echipele noastre care au precampania desfășurată în localitățile despre care am vorbit, la Ipotești, Moara, Șcheia, Pătrăuți, Mitoca, Dragomirnei, Salcea, sunt în măsură să vină cu idei de proiecte. Le-am vorbit deja și cu Florin, le-am gândit împreună, încercăm să le punem într-o manieră în care să aibă și tracțiune electorală, pentru că altfel n-ar mai fi campanie electorală. Și sper să putem convinge cât mai mulți suceveni că avem un proiect pentru Suceava. Proiectul pentru Suceava înseamnă primăria municipiului, zona metropolitană, Consiliul Județean, dar și localități în care deja ne-am structurat foarte bine la nivel de echipe. Și astăzi, 21 februarie, Pro-România are oameni identificați candidați de primar în 105 localități. 9 localități mai sunt astăzi în Suceava, în care nu avem încă soluție. Una e Adâncata, mai sunt celelalte 8 și sunt convins că vom reuși să ne apropiem de 100%. N-aș putea spune dacă vom reuși chiar 100%, dar mai e timp, nici nu știm când vor fi alegerile. Sper că vor fi totuși anul ăsta alegeri locale, pentru că am mai spus lucrul ăsta și foarte pe scurt aș vrea să-l repet. E bine să înțeleagă și guvernanții că din data de 5 iunie anului 2020 ne vom îndrepta într-un blocaj administrativ uriaș, pentru că în 5 iunie 2016 au fost alegeri locale. Asta înseamnă că încet, încet aleșii locali nu vor mai avea legalitatea în spate, nu vor mai fi legitim în funcția de primar, pentru că foarte mulți au depus jurământul în baza căreia au început mandatul undeva cu perioada 10-12 iunie. Deci alegerile în 14 iunie sunt deja foarte târziu. Vreau să explic pe scurt. Dacă alegerile sunt pe 14, e duminică, Biroul Electoral Central, în bună practică, va da un rezultat final abia joi, asta înseamnă undeva 18-19 iunie. Iar investirea lor și mandatul început va fi doar după ce vor depune jurământul. Deci riscăm să avem un blocaj uriaș. Mă întreb și eu și cred că mulți se întreabă cine va mai fi cea căsătorii, cine va mai emite certificate medico-legale de deces, cine va emite autorizații de construire, certificate de urbanism, cine va face plăți dacă primarii și consiliile locale nu vor mai fi legal în funcție. Și, Doamne ferește, cine va mai interveni în situații de urgență la calamități, pentru că știm foarte bine din acele corpuri instituționale la nivel de județ și localități fac și parte și primarii. Mă refer la partea de situații de urgență. E un semnal de alarmă, l-am tras și săptămâna aceasta la audierea Ministrului Dezvoltării Regionale. N-am primit răspuns, evident, e prea mare aroganța, dar totuși țara asta trebuie guvernată într-un fel și măcar trebuie să spunem lucrurile astea foarte deschis. Vă mulțumesc foarte mult dacă aveți mai multe. Aproape așa, n-am văzut ce vreau să-mi văd. Adâncata e acea melodie, cântă cucu în Bucovina și... Uite, teamă de cuc! Nu e teamă de cuc, dar știți cum e cu pribegia, cu arcanul, trebuie să căutăm la Adâncata pe cineva, dar v-am găsit.
E o localitate mai complicată și nu vreau să... La Șcheia merge domnul Bereanu, candidat la funcția de primar? La Șcheia vom avea un candidat până în 50 de ani. Pe are Bereanu? Domnul Bereanu are mai mult. Ori îl interne pe domnul Bereanu, ori găsim varianta... La Rădeut? Dați-ne lista din nostru, lista cu 105, suntem cu... Poftim. Vă tot, vă mulțumesc. La Șcheia va fi Vineanu. Vineanu, țuica, ceva mai tânăr. Deci v-am spus, tura trecută, oferta rămâne valabilă și pentru dumneavoastră. Dacă aveți dorință de a candida, primim și pe cei care nu sunt în postul verde, da? Au voie. Da, nu am văzut în 50 de ani. Eu am o curiozitate, că ați fost președinte de Consiliul Județean. Da. În ce calitate sau în ce bază domnul Flutur îi cheamă prin ministri, pe cei de la CNAIR, îi cheamă la raport, face strategii pe infrastructură regională, națională? Deci, în primul rând, avantajul chemării acestor oameni de București este creșterea... Nu avantajul. El, în ce bază cheamă el la el, nu-și duce el la ce. Păi, în bază de numărători de turiști în Bucovina, mă gândesc. Pentru că 3-4 luni fiecare seară, nu are nicio bază legală. Adică, mă întreb, ăia sunt la dispoziția lui. Nu are nicio bază legală, domnul Flutur. Păi tocmai, da, ca turiști în Bucovina, da. Asta și poate lua decizii așa ca oameni, nu? Ca oameni, da, în sensul... Păi oameni sunt... Serios. Nu, foarte serios. Deci domnul Flutur nu are nicio abilitate legală. Nu-i ca să treabă? Ba da. Ba da, și, repet, e bine pentru Suceava, creștem numărul de turiști. Acum, întrebarea cine plătește. Și o întrebare corectă, da? Pentru că nu toți din cei care vin de la CNAIR cântă, deci nu sunt rapsozi, și mă întreb cine plătește. Masa, casa, dansul... Da, mă rog. CNAIR, nu? Păi da. Voi face o interpelare dacă au factura și dedicațiile muzicale. Da, acum, sigur, domnul Flutur a promis că era apuci pe care scrie Gimiciu, autostradă. Am văzut mai nou și a luat cizme de Botoșana. E ok, dar... E mult și ăia, adică nu-s disciplinați de la Romat sau că ăia nu vin? Păi, mi-aș dori... Deci eu i-aș chema pe cei de Romața eu, ca parlamentar, și plătesc eu pentru ei. Chemați-i, dar uitați că... Cum? Poate să am front. Mă rog. Dar am și varianta să merg la Romanța săptămâna viitoare și poate că așa ar fi mai înțeles. Da, săptămâna viitoare merg la Romanța. Dar cei de la aeroport? Vom crește turismul în București. Vă rog. Cei de la Bruier nu s-au plâns de nu știu ce motive să-și mută aeronavele în Iași? Nu, aeroportul Bacău se închide, da. Ei au făcut acum vreo lună și ceva comunicat că vor muta fie la Suceava, fie la Iași. Deci nu e vreo, mă rog. Nu-i cum comunic. Deci, nu, iar președinte am zis că a fost la București și a discutat cu ei, că cumva de acolo. Există o procedură, o licitație. Ei au mai spus pe Suceava, nu acum nu știu câți ani. Cum nu a fost cu tombola? Da, da, a fost cu tombola. M-a fost curse. A fost cu oameni a câștigat la tombola. A câștigat tombola. Sigur că da. A fost cu oameni. Oaia lui Oana Roma. Sigur că a fost cu Oana Roma, purtător de cuvânt. Cum? Deci, din informațiile mele, Iașul nu-i primește, din informațiile mele. Și atunci, sigur, varianta mai convenabilă e Suceava, dar ei pot zbura și pe Sibiu și pe Târgu Mureș, și asta e viața. Eu ce v-am spus, într-o cheie pragmatică. Ca președinte de Consiliul Județean, nu vă dați seama cât am avut de îndurat din cauza Iașului, în principal, și a Bacăului, în competiția aeroportoară. Nu vrei să știți de câte ori Iașul a vrut să ne fure efectiv proiectul de dezvoltare a aeroportului, îl avea pe Fenechiu, ministrul liberal la transporturi, și lucrurile astea, sigur, cum mă deranjează. Pentru că a fost un chin uriaș să ținem proiectul pe Suceava. Și l-am ținut, slavă Domnului, dar acum să dai pe tavă, cred că mai bine ar gândi strategic, ar folosi, și repet lucrul ăsta, situația negativă din Bacău și crește Suceava. Din fericire pentru Bacău, am și văzut, au vreo 15 destinații.
poate zice ceva care are 5 sau 6, e altceva, e altă piață. Și atunci dacă ai vârful de sarcină, ai vara disponibilă să zbori Catania, să zbori Bruselul, să zbori Parisul, eu aș lucra așa, aș căuta formula în care aș invita Wizz-ul, Ryanair-ul, domnilor, hai acum, e piață, e în regulă, atacăm. Pentru că dacă Iașul nu-i primește, și știu asta, dacă Suceava nu-i primește, atunci, evident, Blue Air-ul va opera de pe Sibiu sau Târgu Mureș, ceea ce înseamnă business scăzut. Așa e în viața economică. E rapoațiată, de asta e viața. Dacă nu profităm și rugăm Blue Air-ul pentru o lună jumate să vină aici să ne facă facturi și eventual să nu plătească, asta chiar nu-i... Da. Poate la Bacău, ce la Bacău, datorii, dacă aveau datorii, cred că-i zbura de acolo, cu tot, cu aia la navi, mă gândesc că nu-i repet, de la... viața la infinit. Nu? Timișoara la fel, au renunțat la operarea de pe Timișoara în urmă cu un an de zile, la fel, din cauze financiare. Timișoara i-a atacat în instanță și le-au pus oprire pe avioane. A avut Blue Air-ul blocate avioane, operat de la sol, din cauza, adică e limpede, când vrei o negociere cu cineva, te uiți puțin, vezi istoricul, nu mergi cu orice... Dacă vă interesați, vă gândiți că și-au spus ceva de aeroportul, dar... Păi, vedeți, și atunci... Dar poate vrea să iau? La asta nu m-am gândit. Păi, da. Dom'le, spiritul din Bucovina, oameni... Gospodari, ajutor, ospitalier... Mai un bal, mai... Da, poate face un... Nu vă fac balurile ale gospodarilor din Bucovina? Ba da. Poate facem un pachet turistic integrat. S-ați vreodată la un val, cu acele rime? La val, la Sucevița, a fost... Ați fost? Da. Bun, dar n-am zis că e ceva rău. Vorbiți din Botoșana, vorbiți de Sucevița? Am zis, nu, Botoșana, la modul extrem de serios, cred că e, și nu vreau să spun pe cineva, cea mai bună organizare de bal, pentru că acolo domnul Flutur pune toată pasiunea. Aș vrea să facă la fel. Nu preorganizare, că să plâng oamenii. Unde? La Botoșana. Da. Dar două bale, apropo, sunt două. Două bale. Ar trebui trei. Două. Deci trei ar trebui. Care? Unul organizează Nichitoi, el că a fost polițist, și unul primarul și cu așa. Da, la concurență. Da, deci sunt două. Și care mai? Un bal mascat mai trebuie. E, cu mascați. Mascați. Am fost la balul de la Șcheie, mai tare. Ai fost? Eu n-am putut merge că nu e zona metropolitană. Vă invită domnul Berea acum. Vă invită domnul Berea. Da. Acolo și în servire, nu numai cu... De aici mergem. Da? Noaptea-i bani. Da, Bereanu cu... Mă uit așa, dumneavoastră ați avea profilul potrivit pentru... Primar de Șcheie. Vârsta, mai discutăm. Cam de medie. Poate e de rocare, da. Cămașa încrețită. Bun. Vă doresc un weekend frumos și să aveți un dragobet.